Până în momentul de față, în județul Iași au fost organizate 8 centre de evaluare pentru persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2. Directorul Direcției de Sănătate Publică Iași, Vasile Cepoi, a precizat că adresabilitatea este foarte ridicată în acest al 5-lea val COVID și este posibil să mai fie amenajate și altele. La aceste centre, pacienții infectați cu COVID-19 vor primi tratamente cu antivirale sau anticorpi în funcție de rezultatele investigațiilor și de forma de boală. S-au prezentat deja un număr de pacienți la aceste centre. Pacienții care sunt diagnosticați cu boala COVID-19 și care au manifestări clinice, medii și ușoare și factori de risc, sunt orientați de către medicii de familie, către aceste centre de evaluare și tratament, unde se face un examen clinic, o serie de investigații paraclinice și în funcție de rezultate se stabilește protocolul terapeutic.